Bună ziua, astăzi 7 septembrie 2022, suntem la Epuraș, de Sfântă Mărie Mică. Facem o filmare la Epuraș. Avem aici o femelă din mai, promițătoare, din femelă bronz linie cu mascul tancu tantă. Vom vedea cum va evolua din mai. Prin căldurile a fost și balonat, am salvat-o, păsărea ei, n-am apucat să o salvez, asta este, încercat, nu am reușit, se mai întâmplă și necazuri la Uriaș. Mi-a zis o tatuam. Tatăl ei tancu, 96,5 puncte. Aici avem un mascul din mascul de 97 de puncte, campion, cu femeia la mea 114. Nu e obișnuit, nu prea fost pe masă. Aveau bun, ureche deschisă, undeva la 21 ureche, nu i-am mai măsurat, din martie. Undeva la 5 kg 80, promițător, sperăm că va fi ok. Tatălui a avut 97 de puncte, cu pabana, campion, cu genetică deosebită acest masculaș. Aici avem păsările, rațele mute, pui de New Hampshire, Australop, pui neotoare, Isa Brown, Lehor. În noutate, astăzi am mai scos iarăși o rață mult, 5 bobocioi mici acolo. Purcelaș și mănâncă. Acolo avem curcile. Frate de-a lui, e ciupit, păcat, mai frumos. Două surori de aici de-a lui, imediat le prezint pe masă, o femeie californiană tânără. Aici e neamțul. Mascul de la, din Austria, de la Ionuț Marzache. Aici e mama lui femeia ce v-am prezentat-o din Iauri. Aici e baba sus, femeia din Austria, Ionuț Marzache. Masculul din baba și cu mascul Blaga Mihai, o părlește, fratele lui, după mamă, de aici e tancul, tata lui. Vedeți, e gros, 5 kg 100 din martie, e ok la chile, prin scăldurile, nu vedea cum va evolua în continuare, picior gros. Aici avem o soră de-a lui, foarte promițătoare și ea.
Încă schimbă. Aici avem pe sora ei. E mai mare, 5,4 kg. Văd că el e deja azi căldor, ciudat. Din martie la 6 luni. Sorei mai bine pe blană, pe corp. Kg. E obișnuită pe masă. Speriată săraca. Iar aici, pe mascul din tancul și cu baba, ne părlește acum 7,4 kg din februarie. Urechi de 22. Vom vedea dacă va fi mai mare ca tata lui. Tatăl lui a ajuns la aproape 10 kg, 96,5 puncte. Baba, linia mea, veche și cu Tanco.
Iar aici fratele lui din Blaga, Scot Baba. Și el năpârlește, schimbă. Mă năpârlește foarte tare. Avem aici o perie cu care pieptenăm. Pentru a năpârli mai ușor, îi ajutăm. Așa face așa că mergem la expoziție. Iar aici avem o femelă din Austria, de la Ionuț Marzache, îl salut. 6,8 kg. E din martie. Dumnezeu să scoatem pui din ea. Mulțumesc, Leonuț, pentru ea. Îi doresc succes. Un crescător român plecat afară, în Austria, cu iepuri foarte deosebiți. Acum am mâncărică bună. În cernă, coasa a treia. Cu ranule, cu orzoai, covăz, porumb, triticale, floare soarelui. Și o femelă din bronz bronz. Mama la această femeluță. Scurul ăsta vi l-am prezentat, surorile lui. Acesta e ciupitul. Foarte frumos, păcat că i-a ciupit mama lui. Tot din campionă și cu... Această femeie de aici, cea mai bună femeie la mea.